bătrâna tradiție românească spune că o vacă bună trebuie să dea lapte mult, cât mai gras și cât mai mult timp. Rasa ideală a fost, din acest punct de vedere, bălțata românească. În ultimul deceniu însă, fermierii și-au dat seama de avantajele raselor de carne. Numărul exploatațiilor a crescut spectaculos. Rasa cea mai răspândită și care s-a adaptat cel mai bine condițiilor din România a fost Black Angus. Asociația Aberdeen Angus a organizat la Fântânele și Măgherani, în județul Mureș, un eveniment dedicat acestei rase. Au fost organizate licitații, dar au fost și câteva premiere pentru zootehnia românească, inaugurarea unei ferme de colectare și a unei ferme integrate la standarde europene. Fermierul bistrițean Vasile Urs a fost unul dintre participanții la licitație organizată la Fântânele. Ați luat un tăuraș frumos, am văzut. Ce v-a determinat să-l luați? Nevoia să am tăuraș de calitate ca să facă produși de calitate. Am acasă doi tauri de excepție în ferma pe care o avem și am vrut să am și al treilea, tot un tăuraș de excepție. Și m-a făcut să urc prețul ca să le iau, să reușesc să am și să fac calitate. Cum valorificați producția de la fermă? Pentru că mulți își pun această problemă. Deci avem vacă de carne, ce facem cu ea? Da, până acum, pentru că sunt 4 ani de activitate în care am crescut continuu, am ținut în ferma proprie toate femelele ca să cresc efectivul, am mai și achiziționat din altă parte, că altfel nu puteam crește așa de repede, și în această perioadă produșii fiind la început mai puțin, apoi într-o oarecare creștere, am contract cu societate din județul Sibiu și am livrat în mare parte acolo. Am mai livrat și la alți beneficiari, la alți producători de preparate din carne. Sunteți mulțumit de prețul cu care se achiziționează? Deocamdată nu. Au crescut prețurile la toate produsele, au crescut prețurile extraordinar de mult la inputuri. De exemplu, acum cam toată lumea știe că e o problemă foarte mare cu îngrășămintele. A crescut prețul de peste 3 ori la îngrășăminte, la carburanți a crescut de peste 2 ori și deocamdată prețurile la produsii noștri, la animalele pentru carne, au aproape aceleași prețuri ca și anul trecut. Foarte puțin au început să crească. Da, sperăm să ajungă și acest produs și pe măsură ce lumea o să cunoască și mai bine ce înseamnă carnea de Angus, probabil că, și eu sunt convins că o să crească prețurile. Acest eveniment este foarte important pentru noi, în primul rând că ne revedem cu fermierii noștri după o mai lungă perioadă, doi la mână că au finalizat cu bine cei 14 tăurași din rasa Aberdeen Angus ciclul de testare, au fost licitați 14 tăurași cu vârste cuprinse între 15 luni și 25 de luni, toți au fost vânduți, toți sunt cu o valoare genetică foarte ridicată. Aceștia au fost selectați conform programului de ameliorare pe criterii de performanță genetică, pe criterii de performanță matematică și diferite alte informații de origine genetică și ascendență. V-ați uitat cu atenție la tăurașii de la licitație. Ce părere aveți despre ei?
Deci prima părere și prima impresie este o inițiativă excelentă care aduce la un nivel superior creșterea bovinelor, în special azi creșterea raselor de carne, Angusului. Felicitări pentru asociația care a reușit să organizeze, să adune lumea, să mobilizeze și nu în ultimul rând felicitări acelor crescători de bovine care au expus pentru vânzare tăuraș. Tăurașii sunt de top european sau mondial sub toate caractere genetice, această genetică, cum se manifestă fenotipic. E multă muncă, dar rezultatele se văd. Putem să ne mândrim la nivel european de Asociația Aberdeen Angus, dând și chiar lucrează și sunt prezenți în domeniul respectiv. Nu vreau să mă repet, dar în orice țară europeană ar face față, deci în primele trei locuri s-ar încadra. Sunt oameni dispuși să lucreze 7 zile din 7 și chiar și pe colaborare, dând și pe Planul Național Strategic am colaborat extraordinar. Nu se știe că este o rasă deci din punct de vedere a rezistenței, indiferent de zona în care vorbim, Transilvania, deci pe tot întreaga țară face față, nu are probleme cu frigul, nu are probleme cu căldura, are o carne de calitate superioară, dacă vorbim de marmorare, de tot ce trebuie, deci este pot să vă spun, o calitate premium. Trendul este crescător. Din 2015, de când s-au acordat acele subvenții spectaculoase, este un trend crescător. În ultimii 6 ani, numărul angușilor a crescut undeva cu 78.000, dacă nu mă înșel. Și dacă așa continuăm, părerea mea că o să fim pe partea, cel puțin pe partea de Central și Europa de Est, o să fim pe primul loc în câțiva ani. Este un eveniment care înseamnă finalizarea celui de-al treilea ciclu de testare al tăurașilor, al reproducătorilor masculi și o ocazie a fermierilor de a compara animalele care le văd aici și, bineînțeles, de a achiziționa în funcție de necesitățile pe care le au, de ceea ce gândesc ei pentru exploatația lor, în funcție de valoarea de ameliorare și de exprimarea fenotipică a animalului. Este o rasă cu caracteristici zootehnice superioare și cu, ați văzut, cu spor mediu zilnic mare, ceea ce îi atrage pe fermieri, fiindcă, până la urmă, într-adevăr, activitatea de ameliorare este o activitate care necesită pasiune, dar, până la urmă, trebuie să ai și un profit în exploatația respectivă, altfel nu poți să desfășori activitatea. Deci, cred că performanțele lor productive ale rasei îi atrage foarte mult pe fermieri în creșterea acestei rase în România. Am ajuns să avem în cadrul asociației mai bine de 1300 de ferme, peste 100.000 de capete. Rasa Aberdeen Angus, respectiv România, a devenit țara cu cea mai mare populație de bovine Aberdeen Angus din Uniunea Europeană. A prins amploarea această rasă datorită caracteristicilor genetice, datorită performanțelor și datorită promovării de către echipa noastră. Este o rasă care s-a adaptat foarte bine condițiilor pedoclimatice din România, suprafețelor mari de pășuni. Ne bucură acest lucru pentru că e important tot acest dar pe care îl avem de la Dumnezeu, vorbesc de aceste suprafețe mari de pășuni, să le valorificăm. E important noi, cei care lucrăm în agronomie, în agricultură și mai ales în zootehnie, e important să valorificăm aceste pășuni. Doar rumegătoarele pot să convertească această masă verde în lapte, în carne, în lână, în diferite produse și ne bucură că într-o perioadă grea, în care este o perioadă de tranziție din vechea în noua politică agricolă comună, când
Prețurile au crescut la furaje, la îngrășăminte, la motorină, la toate cele și uitați și asta prin ce vremuri trecem de pandemie, de război. Numărul de ferme care se înscriu în cadrul asociației noastre cresc semnificativ. Zilele Aberdeen Angus reprezintă o perioadă de deschidere după acest fenomen neplăcut, și anume trecerea prin pandemie. Lumea zootehnică românească așteaptă astfel de evenimente. Asociația Aberdeen Angus și-a câștigat un loc bine meritat în zootehnia românească, mai ales în sectorul dezvoltării și creșterii vacilor de carne din rasa Aberdeen Angus. Punerea sub un standard a nevoii de a înțelege că plus valoarea în agricultura românească nu se poate decât prin veriga de trecere prin zootehnie. Închiderea acestui lanț între agricultură, componenta vegetală, zootehnie și industria agroalimentară reprezintă procesul integrat care ne va duce la consolidarea și la nevoia de siguranță și securitate alimentară. Aici, la Fântânele, în Mureș, Asociația Aberdeen Angus a dezvoltat un concept nou în premieră în România, punerea în evidență a rolului animalelor de reproducție, ce rol au animalele de prăsilă, pentru că dacă nu avem un bagaj genetic și animale de înaltă valoare care să ne asigure îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de productivitate, de, la urma urmei, de profit pentru fermieri, pe de altă parte avem această nouă abordare și anume nevoia de a dezvolta fermele de îngrășare. În contextul în care avem reproducătorii, cum vă spuneam puțin mai devreme, avem nevoie acum să trecem pe veriga de îngrășare, de a asigura calitatea produselor pe care fermierii români le pun pe piață. Încurajez pe toți fermierii să o crească, cei care sunt pasionați de taurine. De ce? Pentru că nu sunt niște animale foarte pretențioase, au un spor mediu zilnic foarte bun la îngrășat, dar categoric în cum îl hrănești așa-l ai. Și lucru cel mai important, pentru că au fătări distocice, fătările sunt ușoare, produsul într-adevăr este mic la fătare, dar, cum spuneam, cu un spor mediu zilnic foarte bun. Acesta este motivul pentru care este destul de ușor de crescut în comparație cu celelalte rase de taurine. Sunteți persoana cea mai competentă să ne spună despre subvenția care se acordă. Probabil sunt fermieri și interesul e din ce în ce mai mare pentru Angus, care ar vrea să-și ia această rasă. Așa este. În ceea ce privește subvenția pentru taurine, avem cele două tipuri de subvenții, odată ajutorul național tranzitoriu, dar sprijinul mai consistent, să-i spun așa, este sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, care se acordă la taurină, de exemplu, pentru vaca de lapte am avut, aferent anului 2021, 360 de euro pe cap, iar pentru taurina la îngrășat de 265 de euro pe cap. Întotdeauna a fost o subvenție bună, să-i spun așa, pentru că sumele au fost destul de generoase. Și cu siguranță că și în viitoarea programare, prin noul program național strategic, se va pune accent deosebit pe zootehnie și categoric, dacă este pusă pe zootehnie, este pusă și pe dezvoltarea sectorului de taurine și, de ce nu, chiar și de îngrășarea taurinelor, pentru că, haideți să recunoaștem, și noi am început să fim și noi un consumator de taurin. Într-adevăr, este o carne mai fină, puțin mai scumpă, dar din punct de vedere al calității este foarte bună. Câteva impresii despre ce a făcut Asociația Aberdeen Angus în aceste două zile. Am putea spune că asistăm la un pionerat în sectorul zootehnic în România și ceea ce se întâmplă astăzi aici mă bucură foarte mult. Este un lucru pe care l-aștept de foarte multă vreme, un lucru pe care l-am văzut în Spania acum 6 ani de zile când am fost împreună cu colegii din Parlamentul European, luat pe de structura asociativă și atunci am înțeles că de fapt, o dată în plus, că de fapt performanțele în agricultură sunt subsumate până la urmă asocierii. Știu că România și de altfel multe alte state din estul Europei au fugit un pic de asociere pentru că eram tributară oarecum a
CAP-urilor, fostelor CAP-uri, dar să știți că fără asociere nu poți să faci performanță în agricultură. Eu îi felicit foarte mult pe cei de la Asociația Aberdeen Angus pentru că au reușit să pună bazele unei astfel de structuri asociative, când iată, din banii fermierilor, au creat aceste spații, aceste capacități de ceea ce înseamnă colectare a animalelor, astfel încât să poată da plus valoare animalelor din fermă. Pentru că discutăm de fermieri care nu toți au un număr foarte mare de animale și atunci sigur că este important să ai această structură asociativă care să-ți colecteze animalele și care pe urmă să le vândă oarecum la pachet, astfel încât prețul să fie mult mai mare. Și iată că eliminăm, prin această abordare a acestei probleme, eliminăm practic o verigă acei samsari care se plimbau, mă rog, pe sate și dădeau niște prețuri de nimic la fermieri. Această structură care o vedem astăzi aici ar trebui să fie replicată la nivelul tuturor celelalte sectoare, fie că discutăm de vaca de lapte, fie că discutăm de sectorul porcilor, păsări și așa mai departe, pentru că această chestiune până la urmă vine și creează, dacă vreți, sau oferă și o centură de siguranță pentru fermier, o garanție a faptului că munca lor va fi plătită la adevărata evaluare, pentru că, repet, nu mai depinde de samsari. De aceea este important că avem acest pionerat astăzi aici. Cum să vă spun, noi de la nivelul Parlamentului European sprijinim foarte mult structurile asociative, avem resurse financiare puse la dispoziție pentru chestiunea asta, este important să ai și receptorul care să vină să-ți implementeze acest lucru și iată că cei de la Asociația Aberdeen Angus au făcut acest lucru. Domnule Tomaș, cred că așteptați de mult un astfel de eveniment. Da, este un vis care astăzi devine realitate. Ce am promis acum 3 ani la Cluj în fața adunării generale a membrilor, astăzi devine realitate, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Director care a fost alături de propunerea și de promisiunea mea. Am repartizat bani din bugetul asociației și am înființat pentru prima dată în România un centru de colectare pentru bovine. Este o premieră. Dacă noi asemenea centre aveam mai de mult, eram mult mai departe, mult mai departe. Și sugerez altor asociații, nu contează că e de alte specii de, sau alte rase, cum ar fi ovine sau bovine, numai uniți putem să performăm și să aducem un preț corect, competitiv pentru fermieri pe piață. Cum se aude, licitația este în derulare. Oamenii nici n-au visat vreodată că pentru animalele crescute în propriile gospodării mici vor obține asemenea prețuri. Până acum, dacă vor valorifica undeva la 10 lei, 11 lei, astăzi, uitați, sunt 13, 80, 14 lei, 15 lei pe kilogram, deci cu un adaos de 20, uitați, 14 lei de 20% peste prețul pieței. Fermierul mureșan, Lloyd Peter Tomaș, și-a inaugurat prima fermă integrată, un vis care i s-a împlinit după 4 ani de muncă. La Black Angus Farm, ultima verigă din lanțul de producție, magazinul de desfacere a preparatelor din carne, este chiar la intrare. O carte de vizită a întregii afaceri. Utilajele pentru procesare sunt de ultimă generație, iar regulile de igienă sunt respectate cu strictețe. El este un model, din punctul meu de vedere este o fermă exemplară la nivel național. Această fermă, prin toată activitatea sa, închide tot lanțul de reproducție și lanțul de producție. Fermă Black Angus Farm este compusă dintr-o fermă de reproducție, o fermă de producție, mai exact, o fermă de îngrășare. Are și o fabrică de nutreț combinat și partea de finalizare a producției, mai exact, partea de îngrășare și partea de tranșare și de procesare. Din punctul meu de vedere, este o fermă care a fost înființată pe fonduri europene, o fermă exemplară la nivel național. Trebuie profitat de aceste fonduri europene pentru că ele nu vor fi veșnice și fermierii trebuie să știe că astfel de șanse nu trebuie ratate. Mă uit înainte și cu această fermă am crezut și uitați,
că am pariat pe calul corect, cum se spune, la curse. Și cu Măgăreanu, dacă nu închideam lanțul, ca și fermier este greu să rămâi pe piață, fiind un fermier mediu, nu mare, mediu. Dar recomand fermierilor să aibă încredere, să fie optimiști. Perioada asta, mai ales datorită evoluției geopolitice și nu numai, și schimbărilor de strategie și de piața agrară, este un an de tranzit foarte greu. Eu ce pot să propun, să aibă răbdare, să fie optimiști, să fie cumpătați și să gândească de multe ori pașii pe care vor să facă, dar pariant pentru vaca de carne, eu consider că pentru viitor vor avea numai de câștigat. Dacă în urmă cu 10 ani puțini crescători de animale erau convinși de rentabilitatea acestei rase, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Mulți proprietari de ferme mici și mijlocii par dispuși să renunțe la bălțata tradițională pentru Angus sau alte rase de carne. Fenomenul este din ce în ce mai vizibil și în zonele montane, pentru că pot fi valorificate mai bine pășunile alpine. Vaca de carne poate fi un pariu câștigător, nu numai pentru noi, Peter Tomaș, ar putea fi asul din mânecă pentru întreaga zootehnie românească. Descoperit în apropiere de Brașov, la Săcele, un mare iubitor al plantelor. Despre grădina lui Mate Levente se poate povesti fără răgaz ceasuri întregi. Și-a construit o mică afacere cu plante, multe aduse de peste mări și țări. Ne mărturisește că cel mai important lucru este pasiunea lui pentru grădinărit, nu profitul pe care îl obține. Din această adevărată colecție a horticultorului brașovean cu peste 800 de specii, am ales să intrăm astăzi în lumea plantelor aromatice, unele foarte puțin cunoscute în România. Avem câteva varietăți de cimbrișor, chiar și cu aromă de citrice, de lămâie. Oregano, care mulți o cunosc ca șovârf, ca și condiment. Planta curii. Asta e mai rară la noi în țară, că e plantă mediteraneană, nu iernează la noi în țară, în exterior. Câteva soiuri de salvii, salvia medicinală. Salvia officinalis. Sunt diferite varietăți. Purpurea, tricolor, icterina e cu galben și verde, sau cea cu frunza rotundă. Ar mai fi roinița, melisa. Asta foarte mulți o cunosc, are aromă de lămâie, se face un ceai foarte bun din el. Și o plantă care e mai tare decât Melissa officinalis e Lipia citriodora. Asta se mai numește, de numire populară, verbina lămâiată. Crește cam la 1,5 m, se lemnifică, poate fi iernat ușor în casă, că nu iernează în exterior. Roinița iernează în exterior, îngheață partea aeriană complet ca și lamente, dar primăvara de din nou, în schimb Lipia citriodora nu. Asta poate fi iernată chiar și în beci, picat toate frunzele, rămân partea lemnificată și primăvara de din nou. Poate fi tunsă oricând și cele mai bune ceaiuri se fac din lăstarii tineri. Câteva soiuri de mentă. Aici e menta ananas, e o varietate cu frunze bicolore, variegate. E micuță, pornește mai târziu primăvara în vegetație față de celelalte, dar are o aromă
E cea de la mere verzi, doar că e variegată și are un pic altă aromă, îi zice menta ananas. Ar mai fi menta spaniolă, asta e o varietate mai comună și la noi. Menta cu aromă de citrice, asta din asta iasă un ceai gata cu lămâie. Menta marocană. Ar mai fi menta piperita, peppermint, asta seamănă aroma foarte mult cu guma de mestecat, peppermint. Și menta roșie, care se numește menta ciocolată. Ar mai fi câteva varietăți de busuioc. E un busuioc cu frunza măruntă, se numește busuioc grecesc. Se face ca o minge, un glob rotund frumos, fără tundere. Și are o aromă puțin diferită decât busuiocul clasic. Ăsta se numește busuioc italian clasic, e cu frunza mare. Ar mai fi busuiocul cu frunza roșie. Și cam atât cu busuiocul, Asia 3. Ar mai fi o plantă mai ciudată, e menta indiană. Nu e din familia mentei, e Saturea Douglas India Mint. E din familia cimbrișorului. Se plantează în jardiniere, în ghivece, suspendate, tot așa, nu iernează în exterior. Are o aromă puternică, foarte tare de mentă, da. Crește cam la un metru, un metru jumate într-un sezon și poate fi tunsă. Și se face un ceai foarte bun din el. Asta ar fi tarhonul franțuzesc, se obține prin butaj. Există și tarhon rusesc, acela e din semințe, nu e așa aromat, ăsta are o aromă puternică. Ăsta se folosește ca și condiment. Mai ales în Ardea. Da. Așa este. E cel franțuzesc. Și mai e o plantă care nu e aromatică, ci e ștevia rebaudiana. Se folosește ca îndulcitor, înlocuitor la zahăr. Frunzele se usucă, se macină sau se sparg, se tocesc și se folosește, e cam de 400 de ori mai dulce decât zahărul obișnuit. Aceeași cantitate de praf obținut. Tot așa o plantă mediteraneană, nu iernează în exterior, trebuie iernată în casă. Ce nu iernează busuiocul ăsta, e considerat plantă anuală. Am încercat noi și în seră să o iernăm și fără succes. E plantă anuală, trebuie făcută în fiecare primăvară. Tarhonul rezistă foarte bine în grădină. E recomandat a se proteja toamna cu frunze uscate, cu baie, cu crengi de cetină din zona de munte. Iarna îngheață complet, primăvara de din nou, dar e bine să fie un pic protejat, că rezistă până la minus 25 de grade, dar depinde de iarnă. De obicei îngheață în aprilie, când deja e pornit în vegetație, că în martie e o săptămână, două de căldură, începe să vegeteze și vine un val de frig, fără zăpadă și îngheață. Mentele sunt foarte rezistente, astea... Toate soiurile. Da, da. Cu excepție la menta indiană, dar asta nu e din familia mentei, e din familia cimbrișorului, e Saturea Douglasii. Pentru folosirea ca și condiment se tund de obicei chiar când se văd primele floricele sau înainte. Mai ales la mentă se folosesc lăstarii tineri, sunt mai aromați decât lăstarii mai bătrâni. Salvia tot așa se tunde, se folosește când e nevoie. E o zicală cu salvia medicinală, cine folosește salvia în mod regulat, cheamă medicul doar în vizită, nu? Salvia e foarte bun pentru igiena cavității bucale. Foarte mulți medici stomatologi recomandă folosirea ceaiului de salvie după ce se extrage un dinte. În plus, e bactericid, elimină o parte din bacterii dăunătoare.
Menta, de ce e bună, în afară de ceaiul pe care îl cunoaștem menta cu toții? Păi are mai multe, foarte mulți o folosesc ca efect revigorant primăvara în loc de cafea, dar e mai mult, ajută și la distrugerea bacteriilor din flora intestinală, când cuiva îi merge burta, se dă un ceai de mentă, e foarte bun. Majoritatea sunt de soare, rezistă la semi-umbră, la umbră nu prea. La mentă îi place foarte mult apa, deci dacă are apă, crește în neștire. În rest, cimbrișorul, chiar și cel cu aromă de lămâie, loc uscat, să nu băltească apa. Tarhonul e bine a se uda vara, că se usucă dacă nu. Când e o caniculă de două săptămâni, trebuie un pic udat. Helichrysum, asta e pentru zone uscate, e planta curii. La noi nu prea se folosește curii, foarte puțin, dar sunt mulți care o folosesc, are multe efecte medicinale care nu le cunosc. E mai pretențios? Planta curii. Iarna e un pic mai greu de iernat, după mine nu e foarte greu, e ca și cactus și se pune în casă, la geam, să nu băltească apa în farfurie, în rest rezistă, se poate fi tunsă oricând, fără probleme. Menta indiană? Bea multă apă. Bea, da, da. Se face ca un stâlp întreg de verdeață de jur împrejur, asta e micuța acum, plantuța, ce ne-a mai rămas din primăvară. Sunt nepretențioase, nu cer ceva îngrijire zilnică, o dată pe săptămână, o dată pe lună, la majoritatea doar primăvara, trebuie un pic curățate primăvara de frunzele uscate, și salvia, și broinița, mentele se tund primăvara. La verbina lămâiată e recomandat a se planta la un ghiveș de cel puțin 10 litri, crește cam la 1,5 metri, poate fi tunsă oricând. Poate ca un arbust. Da, e arbust, în zona mediterană e arbust, dar rezistă cam până la minus 5 grade Celsius aproximativ, da. Dar e bine a se proteja de ger, mai bine ținut iarna în casă, de aceea se poate planta și în sol, acolo se face tufa și mai mare. Problema e că va fi mai greu de scos și băgat în casă peste iarnă. Se iernează cine nu are loc în casă, foarte ușor și în beci. Acolo se usucă toată partea aeriană, o să rămână numai partea lemnificată, care din primăvară începe și încolțește singur. Trebuie scos la lumină, udat. Se pot pune și în jardiniere, pe balcon, cine nu are grădină. În interior merg, dar acolo e un pic mai greu cu udatul. De obicei oamenii îl supraudă. Ce nu le place la majoritatea plantelor, se pune, cine le ține în casă, pune farfurie de desubt. Și întotdeauna pune apă în farfurie și spune să bei apă câtă vrei. Și planta se neacă într-un deget de apă lăsat pe fundul farfuriei. Deci să nu lăsați apă în farfurie. Trebuie udat, după 10-15 minute se golește surplusul de apă. Singura care rezistă la apa băltită e menta. Soiurile de mentă, la toate. Alea puteți să băgați într-o găleată de apă, că tot va crește. În grădina de la Săcele am descoperit și alte specii ornamentale și flori puțin cunoscute la noi. Levente spune că cea mai mare parte le vinde online iubitorilor de plante deosebite, celor care doresc să se răsfețe în grădină cu arome din Orientul Îndepărtat sau din America Latină. Thank you.
Se spune că perseverența este cheia succesului, dar de multe ori realitatea ne contrazice. După mulți ani de migăloasă muncă de cercetare, mureșenii Marton și Iosif Dan din Livezeni, cu sprijinul specialiștilor de la Fundulea, au reușit să pună la punct o tehnologie ieftină și ecologică de sporire cu peste 30% a producției agricole la culturile leguminoase. Acești inoculanți, practic, nu sunt o invenție oarecare, practic ele fac parte din viața acestor plante. Practic este o simbioză formată în cursul evoluției cu aceste plante. Practic fiecare plantă leguminoasă, indiferent că discutăm de soie, de mazăre, fasole, sacâm sau lupin, au bacteriile ei specifice care s-au dezvoltat un pe una. Aceste bacterii leagă azotul atmosferic din aer și o asigură plantei. Practic e un azot ușor asimilabil și un azot, practic, e cel mai ieftin azot posibil. Mai ales în momentul actual, când deja inputurile în materie de îngrășăminte chimice sunt limitate, de exemplu, la diferite culturi, nivelul de azot care se poate incorpora este limitat la o cantitate, aceste culturi de leguminoase nu necesită aport de azot. Tot azotul necesar este asigurat de aceste bacterii. Pe lângă acest aport de azot care este asigurat de aceste bacterii, rămâne și o cantitate destul de mare de azot, care practic poate fi asimilată, folosită de cultura următoare. Metoda a fost brevetată și testată cu succes la soia, mazăre, dar și la alte culturi. Practic, este vorba despre o inoculare cu o substanță bio, cu microorganisme benefice, a rădăcinii plantei și ajută astfel la procesarea azotului din sol și din aer. Folosind acest procedeu, nu mai este necesară fertilizarea chimică, o soluție ecologică, ieftină și sănătoasă, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie recunoscută și aplicată. Dar, de peste 15 ani, cercetătorii mureșeni așteaptă recunoașterea oficială a eficienței produsului lor. Și am avut succese, mă rog, la nivelul nostru destul de bune, 25.000 de hectare la soie, se cultivă anual, se cultivă cu inoculantul nostru. Trebuie știut că plantele leguminoase sunt într-adevăr leguminoase dacă își găsesc perechea de microorganism. Deci dacă găsești un microorganism de calitate, atunci se pot obține sporuri de producție de 20-30% și se pot obține aceste sporuri an de an. Deci după ce am intrat cu soia, pe urmă am continuat cu mazărea și fasolea, care la fel păstăile care au beneficiat plantelor care au beneficiat de simbioză sunt de 50% mai mari decât și boabele sunt mai pline decât cele fără simbioză. Așa și mai mergând mai departe, am izolat o tulpină pentru lucernă. Aceasta eram mândri de tot, am predat preparatul la Institutul de Cercetare pentru Pedologie și Agrochimie, dânsul a trimis mai departe la niște stațiuni și ăsta a fost în 2016 și în 2017, după repetiție, am primit înapoi de la Institut raportul celor de la stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de Pitești, că acest preparat, deci aceste bacterii au dat un spor de 29-32% la lucernă, la care noi, mândri foc, repede am făcut socoteală, sunt 450.000 de hectare de lucernă. Dacă aceste 450.000 de hectare de lucernă ar fi posibil să fie inoculate, atunci s-ar ține cu 150.000 de vite mai mult decât fără nimic, numai atâta să-l cosesc, să-l dai de lucrare. Așa și plus
la nivelul a 10.000 de tone de azot, undeva la 30 ceva de mii de tone. Care e eliberat în sol. E ceva, niște cifre astronomice. Așa, și am predat hârtiile la Comisia Interministerială al Ministerului Agriculturii pentru verificare. Asta se întâmpla în urmă cu 3-4 ani. Aveau 4 ani, așa, și am așteptat cu răbdare. Marton Dan spune că inoculanții pe care i-a brevetat sunt cea mai ieftină soluție ecologică de înlocuire a azotului chimic. Conform literaturii de specialitate, merg de la 70-90 până la 120 de kilograme pe substanță activă la hectar, ceea ce este o cantitate considerabilă. Dacă luăm în considerare prețul, costul inoculării, discutăm de o sumă destul de modestă, adică 25 de lei pe o doză, câteva cu tot la un produs pentru un aport corespunzător de azot, este o sumă practic aproape derizorie. Aceste bacterii, pe lângă faptul că asigură azotul, produc și niște hormoni de creștere și planta ca atare crește mai viguros, are o răsărire mai uniformă și planta, practic, în schimbul azotului primit din partea bacteriilor, le oferă bacteriilor metaboliți necesar existenței lor. Și asta e motivul pentru care, practic, nicio cultură de leguminoase n-ar trebui cultivată fără o inoculare corespunzătoare. Inoculanții, practic, pentru soia sunt rezultatul cercetării românești. Practic, noi am preluat tulpinile de la Fundulea. Din 2027, o bună parte a chimicalelor folosite în agricultură vor fi interzise în Uniunea Europeană. Iosef Dan propune o alternativă bio, dar se pare că încă nimeni nu-l ascultă. În anul domnului 2008 a apărut regulamentul 889, așa, care scria clar că aceste rizobii sunt într-adevăr vietăți folositoare și acceptate inclusiv și în agricultura ecologică, la care credeam că dacă în agricultura ecologică se admite, e normal că și în practica curentă se poate admite. Ca să-mi dau seama, în final, a trecut timpul, am primit ultimul răspuns pe care am primit de la Ministerul Agriculturii, deci cu persoana care este decidentă, mă rog, nu s-a aplicat până la mine și a pus pe o colegă de la irigații să-mi răspundă sau să stau să aștept cu răbdare. Suntem în al 5-lea an de răbdare și vreau să vă spun că în zilele trecute am discutat cu un deputat de al nostru care ne reprezintă în Parlament și care mi-a spus clar că și dacă în sistem de urgență s-ar trece prin Parlament, durează un an de zile. Deci atunci, din 2017 până în 2022, a trecut câțiva ani. Dar mai dureros decât ăsta este că în același timp comunitatea europeană vrea să înverzească. Deci înverzirea nu e ca pe vremea lui Ceaușescu, că s-a luat vopsea verde și porumbul sub scat a fost vopsit în verde. O bună parte dintre chimicale vor fi interzise. Așa, este o listă de vreo 50 de substanțe active pe care dacă îl scoți din practica agricolă și nu îl înlocuiești cu niște metode sau niște modalități biologice care există. Deci, cât e lumea de mare, sunt niște lucrări verificate, repetate, sunt produse, sunt în circulație. Numai la noi am rămas cantonați la acest subiect a îngrășămintelor chimice și pe restul nu-l interesează pe nimeni. De necăjit ce eram, am început să fac reclamații. Nu eram reclamat din ăsta profesionist, dar disperarea m-a făcut și pur și simplu n-am reușit. Sunt convins că domnul ministru Oroș,
aplecăciunile de rigoare, îndrăznesc să spun că nu i s-a pus în față hârtia. Așa. M-am dus până la ministru, de la prim-ministru și am zis, domnule, dacă domnul prim-ministru a promis înverzirea, să explic ce e înverzirea și ce probleme sunt. Da. Te-ți ajuta, adică, la înverzirea agriculturii. Așa, deci, într-adevăr, să fie o agricultură verde. N-am reușit nici acolo și spun, la ora actuală stau așa și mă gândesc, pur și simplu, nu pot înțelege. Deci aș putea să spun că numai Dumnezeu știe că cât ne costă treaba asta și dracul la ce ne folosește. Produsul laboratorului din Livezeni a fost testat și recunoscut de o importantă firmă germană, care însă nu-l poate folosi pentru că nu este recunoscut oficial în România. Iosif Dan a bătut cu perseverență ardelenească la toate ușile, dar majoritatea au rămas închise. Îți spun, din ce în ce mai întunecată e problema, fiindcă între timp noi, fiind particular nelegați de cercetare, trebuie să ne autoaprovizionăm și urmăresc literatura și urmăresc ce se întâmplă. În țările vecine sunt cu zecile și nu e problema că s-a aprobat. Sunt deja tehnici, care, de exemplu, vă spun un caz concret, de exemplu, la arăturile de toamnă se incorporează în sol tone de resturi vegetale. Aceste resturi vegetale, dacă rămân ca atare, deci nu se humifică, atunci este un substrat de existență fantastică pentru mucegaiul. Deci asta înseamnă că din mucegai în mucegai trecem de un an de mucegai și intrăm un alt an de mucegai. Dar dacă, de exemplu, se folosesc produse biologice, aceste produse biologice, în primul rând, sunt unele ciuperci parazite care omoară aceste microorganisme, sunt altele care ajută dezvoltarea de rădăcini, sunt altele care leagă azot din atmosferă, așa, sunt altele care mobilizează resursele minerale ale solului și până într-o perioadă foarte scurtă se produce cumificarea resturilor vegetale. Adică putrezesc, practic. Putrezesc, practic, fără ca să se consume din rezerva de azot a solului. În jur de 40-50 de kilograme consumă acest lucru. Dați-vă seama, la un milion de hectare, din care noi avem, nu știu, 8-9 milioane de hectare arabile, ce înseamnă, ce cantitate infernală de azot trebuie să scoată țăranul din buzunar, în loc ca să folosească un preparat bacterian pe care poate să-l împrăștie împreună cu un disc, fără cu o cheltuială minimă. Tehnologia pusă la punct de cercetătorii mureșeni este unică în România, dar astfel de metode sunt aplicate de mulți ani în Statele Unite și Europa Occidentală. Profesorul italian Michele Selito este unul dintre cei mai importanti cercetători în domeniu din peninsulă. A propus soluții practice pentru folosirea microorganismelor și a ciupercilor aflate în mod natural în simbioză cu plantele ca biostimulatori, îngrășăminte sau mijloace de combatere bio a bolilor și dăunătorilor. Doctor în pedologie, Michele lucrează de câțiva ani și alături de cercetătorii români de la Universitățile Agronomice din Iași, Cluj și Timișoara. Agricultura, din punct de vedere global, are un impact, ajunge aproape 20% globale. Asta, în particolare, vine de folosire pământ în mod greșit. Degradarea solului are un impact asupra clima, asta e foarte important. Și pentru asta putem să folosim inovații în agricultură. Între aceste inovații sunt sigur că va fi microorganisme. Mulți cercetători sunt de părere că alternativele bio, cum sunt și cele propuse de Iosif Dan, reprezintă viitorul agriculturii. În timp se poate îmbunătăți atât conținutul solului în zona rizosferei, în microorganisme utile, cât și chiar în timp se poate schimba și structura solului. Și nu poate decât să fie un factor benefic pentru culturile care vor urma.
Nu suntem foarte bine organizați din acest punct de vedere, chiar dacă avem câteva asociații la nivel național, dar totuși prin subvențiile care se dau și s-au dat, și zic, nu sunt mici dacă ne comparăm cu cei din Uniunea Europeană, sunt subvenții similare cu a lor, totuși efervescența aceasta către sectorul agriculturii organice, agriculturii ecologice, nu este una foarte ridicată. Și care ar fi cauza? Nu? Sunt ușor dezamăgit. Nu știu, eu cred că nu reușim să trecem de acest prag de după 90 în care să ne putem asocia în grupuri mici, în fermieri mici, în care să ne promovăm produsele în comun, să valorificăm produsele în comun. Fiecare lucrează, cred că, mai mult pe cont propriu, sunt fermi mici, foarte rar găsim fermi mari. Iosef Dan a propus o alternativă ieftină la agricultura convențională, costurile la hectar nedepășind 10% din cheltuielile unei fertilizări chimice. Poate că, dincolo de celelalte probleme ale agriculturii românești, cei care au putere de decizie ar trebui să se aplece cu mai mult interes spre segmentul bio, care, prin exemplul pe care vi l-am oferit astăzi, ne poate duce cu un pas mai aproape de ceea ce își dorește Europa secolului 21.